dificile și sunt pe drumul cel bun. Pâinea cu coaja crocantă, nucile, fructele tari sau zemoase, toate îmi plac la nebunie. Dar devenise dificil să le mănânc. Apoi am aflat de crema adezivă pentru proteze Corega. Chiar și o cantitate mică de crema adezivă Corega este suficientă pentru fixarea protezei dentare, împiedicând pătrunderea fragmentelor alimentare sub aceasta. Acum mă pot bucura din nou de ceea ce îmi place. Corega. Mănânci, vorbești și zâmbești cu încredere. Puterea o dobândești. Cu eleganța te naști. Noul Hyundai Veracruz, ADN de înaltă clasă pe platformă de lider. De la 29.900 euro, 35.581 euro TVA inclus. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna de Vreme. În prima zi de primăvară vă invit să aflați totul despre vremea capricioasă care ne așteaptă nouul anotimp. Informațiile ne vin de la invitatele mele, doamna Doina Ișfănoni, este etnolog la Muzeul Satului, specialist în prognoze populare, și colega mea Elena Cordoneanu, doctor în specialist în prognoze meteo. Înainte de a afla cum va fi primăvara 2009, să vedem care au fost cele mai importante evenimente meteo ale ultimelor 7 zile. Australienii își vor aminti cu groază și peste zeci de ani de aceste câteva săptămâni în care flăcările nu au contenit să se întindă. Statul Victoria nu a scăpat nici săptămâna aceasta de incendiile care la începutul lunii numărau deja 210 morți. Izbucnite în 9 locuri, incendiile amenință localitățile din această regiune. Bilanțul a început deja cu o casă distrusă și 2 pompieri răniți. Peste 100 de oameni au fost evacuați și cazați în adăposturi temporare. Ca și la începutul acestei luni, canicula și vântul au fost primele semne ale pârjolului ce avea se întindă. Autoritățile totuși au pe listă nu numai factorii naturali, ci și câțiva suspecți care se crede că au provocat incendiile. Chiar în ultima zi de iarnă, ploile și grindina și-au ales un loc în care mai rar își fac apariția, fâșia Gaza. Chiar dacă această ciudățenie a vremii, datorată unei treceri în mare viteză de altfel a unui ciclon atmosferic venit dinspre Mediterană, a bucurat copiii, adulților le-a dat ceva bătăi de cap. Multe din străzile orașului Gaza au fost acoperite de ape după ploile torențiale, iar șoferii s-au văzut nevoiți să facă eforturi mari ca să nu nimerească în gropile camuflate sub ape. Dar, cum spuneam, copiii nu au ratat ocazia de a se juca, mai ales că boabele de grindină, atât de rar întâlnite în această regiune, i-au bucurat foarte tare. Din păcate, meteorologii nu au vești tocmai îmbucurătoare pentru următoarele zile. Furtunile cu ploi torențiale și descărcări electrice rămân încă de actualitate până spre mijlocul acestei săptămâni. Tocmai s-a încheiat ultima săptămână de iarnă în care am sperat cu toții că primăvara, ca primăvara, să-și facă intrarea în forță. Cu toate acestea, luni, stratul de zăpadă care se aștenuse peste Banat atingea și 50 de centimetri, 20-23 de centimetri în Crișana și aproximativ 10 în mare parte din Maramure și Transilvania. O săptămână așadar cu vreme rece și chiar geroasă peste noapte, când în depresiuni, de exemplu, mercurul cobora chiar spre minus 20 de grade la întorsura Buzăului. Maximele, nici acestea nu s-au avântat prea mult, ba chiar au coborât sub normalul termic al perioadei în vest, în centru și în nordul țării. Soarele nu s-a arătat nici el în aceste regiuni, iar ninsorile, chiar dacă neînsemnate cantitativ, au fost la ordinea zilei. A doua parte a săptămânii ne-a adus mai mult soare în sud și est, iar maximele au crescut și ele corespunzător, chiar dacă masa de rece a persistat peste teritoriul României. Creșterile au fost timide, atingând cel mult 6-7 grade. Abia de astăzi putem spune că a început într-adevăr să miroasă a primăvară. O scurtă explicație a vremii din săptămâna trecută, în care iarna părea că nu se dădusă, ne dă acum Elena Cordoneanu, doctor în meteorologie. Bună seara, Elena! Bună seara! Da, într-adevăr a fost rece pentru unele regiuni ale țării, a fost rece chiar toată săptămâna, pentru unele numai prima parte a săptămânii. Ne-am situat într-o masă de aer rece, observați aici, în culoare albastru închis, care nu a fost numai deasupra noastră, ci deasupra întregii părți de est a continentului, până în bazinul estic al Mării Mediterane. La Atena, maximele
nu au trecut de 10 grade în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă foarte puțin pentru acest oraș. Normal ar fi fost 14-15 grade. Foarte greu s-a lăsat dusă această masă de aer rece, pentru că de azi noapte, într-adevăr, a început să se deplaseze spre est și din cauza aceasta, astăzi la amiază, în partea de sud-vest a țării, se înregistrau 15 grade. Ei, masa caldă care ne va fi trimisă în continuare se datorează, primim datorită unei depresiuni atmosferice ce se formează, s-a format deja în bazinul Mării Mediterane. Avem o imagine satelitară care ne-o arată, iată, acesta este sistemul ei noros. Observați că se apropie de noi și nu avem nicio șansă să scăpăm fără nori și ploi în săptămâna care urmează. Dar despre asta vom vorbi un pic mai târziu. Elena, îți mulțumesc. Astăzi declarăm oficial că a venit primăvara, iar vremea nu ne-a înșelat nici așteptările. Primul semn, după cum știm cu toții, este veselul mărțișor. Sărbătoare păgână, mai degrabă revigorantă, devenirea românilor și transformată în tăvăiul de culturi pe care românii l-au metabolizat de-a lungul vremii, de la daci până la românul contemporan. Mărțișorul încă umblă demn la reverul fiecăruia dintre noi o dată pe an. Considerat până astăzi primul semn de desprimăvărare, numele lunii mărțișor vine de la zeul Marte, ocrotitor al câmpului și turmelor, întruchipând renașterea naturii. În vechime, mărțișorul se oferea înainte de răsărit copiilor și tinerilor, fete și băieți, deopotrivă, împletind contrariile alb și roșu, iar uneori chiar și alb și negru. Șnururile din lână răsucită aminteau tuturor de caracterul dual al naturii. Vară-iarnă, fertilitate-sterilitate, lumină-întuneric. Pentru ca mărțișorul să-și atingă scopul, trebuia purtat începând cu 1 martie până ce vremea dădea primele semne de biruință a primăverii. Abia atunci oamenii și-l scoteau de la piept și-l atârnau fie într-un copac înflorit, fie-l aruncau în direcția din care veneau păsările călătoare rostind. Ia-mi negretele și dă-mi albetele. Iar dacă vi se pare că mărțișorul este un apanaj al omului modern, nu ar fi rău să aruncăm o privire în săpăturile arheologice care atestă că mărțișoarele existau pe meleagurile noastre încă de acum 8.000 de ani, într-o formă mai puțin complexă, drept mici pietre de râu vopsite în alb și roșu și înșirate pe ață. Așa și echipa săptămânii de vreme a pregătit câte un mărțișor pentru dumneavoastră. Mulțumim. La mulți ani. Mulțumesc. La mulți ani. Bun. Vedem, vine primăvara și ne dăm mărțișoare. Ce semnifică acest lucru? În primul rând, mărțișorul, foarte bine ați și prezentat în materialul filmat, este o punte între iarnă și primăvară și să nu uităm că există o luptă mai veche între făurar și mărțișor, pentru că se pare că mărțișor i-a furat câteva zile lui făurar, motiv pentru care el nu uită și de fiecare dată îi mai aduce aminte de datoria acestor zile. Este motivul pentru care foarte mulți români nu uită că începutul lui martie este o perioadă destul de instabilă atmosferic. Nu degeaba au asociat-o cu temperamentul feminin, considerând că această instabilitate ar exprima cumva și firea femeilor, indiferent de vârstă, pentru a putea în felul acesta a afla cam cum stăm pe anul în curs cu temperamentul feminin, mai spunem și cu norocul fiecăreia, se alege o babă, pentru că 1 martie mărțișorul nu este numai această punte către timpul care face să ne înflorim și personalitatea să se manifeste dezinvolt, ci este cumva și o legătură mitică cu acel patron care este de astă dată Baba Dochia. Un personaj care în foarte multe dintre legendele populare întruchipează, dacă vreți, partea aceea negativă a bătrâneții. O persoană mofturoasă care totdeauna găsește o pricină, de aceea se și spune că ea are și o noră pe care o tot chinuiește. Ba o trimite să-i caute fragi în plină iarnă și nu-i găsește. Ba să-i spele o lână până când cea neagră se va face albă și cea albă se va face neagră. Dar se pare, pentru că timpul ajută, că timpul bun trebuie să învingă și Dumnezeu ajută celui cu suflet curat, este ajutată nora să învingă aceste, să spunem, rituale, încercări prin care soacra o pune. Și ajungem să purtăm cu adevărat mărțișorul pentru echipare a ceea ce Baba Dochia ia cu ea să toarcă când pleacă la munte cu oile, adică firul alb, lumina,
lumina care de asta dată nu mai este a soarelui rece de iarnă, nu mai este lumina înghețată care face ca totul să moară, ci devine lumina blândă care ajută la fertilizare, lumina care permite înflorirea și roșul, care înseamnă viață, care înseamnă vitalitate. De aceea toți nu uităm să purtăm acest simbol al luminii împletite cu vitalitatea, pentru că purtându-l vom avea parte de ceea ce cred că toată lumea își dorește, să înflorească, să fie vital, să fie luminos, iar cei tineri își mai doresc ceva prin intermediul mărțișorului, să fie feriți de soare, de acea parte de bronz care în cultura tradițională, ca și în cultura europeană în perioadele mai vechi, era considerată așa un semn de clasă joasă, noblețea era pură, era albă. De aceea să purtăm mărțișoare, să nu fim pârliți de soare, dar să focalizăm și tot ceea ce înseamnă dragoste, iubire, frumusețe, să fim prezențe fascinatorii. Cum se face că acest obicei există într-o zonă geografică destul de restrânsă? Vorbim de români, macedoneni, bulgari? Mai ne întindem puțin spre Grecia, mai ne ducem puțin spre Serbia, suntem și prin Basarabia și Ucraina. Sigur, el este legat cumva de un perimetru tracic, spunem noi, în care lucrurile acestea s-au conservat. E vorba de atitudini care, din punct de vedere al experiențelor umane, exprimă dincolo de mit această capacitate, această competență de a observa permanent mediul, de a-l pune cumva într-o structură rituală și în felul acesta să fim apărați. De fapt, această protecție este și un avertisment de ce trebuie să facem, cum trebuie să ne comportăm în această perioadă care este cu adevărat mai specială. Încă tot ce a fost adormit în timpul iernii nu s-a trezit la viață. Încă avem de-a face observații în toată această perioadă și, într-adevăr, în această zonă de sud-est european, lucrurile parcă, zic eu, pentru tipurile de civilizații vechi au asigurat continuitate până în vremurile noastre, a unor tradiții care ne pun pe noi în fața unor formule de, spunem așa, savant, savoir-faire-uri, de competențe asumate și transmise prin ceremonial, de a ști să ne relaționăm cu universul, cu semenii, fiindcă mărțișorul este un dar de iubire, este un dar simbolic și nu un cadou substanțial. Vorbeam de iubire. În ziua de astăzi, ziua de 1 martie semnifică pentru bărbați de dă bucuria de a oferi ceva femeilor, în primul rând, de a-și arăta dragostea, iubirea. Se spune că în trecut, atât timp cât fetele purtau mărțișorul, nu aveau voie să se lase seduse de băieți. Este și nu este adevărat. Se calează pe această perioadă uneori, cum este și astăzi, să nu uităm, este intratul în postul Paștelui. Mâine este, în seara asta este lăsatul secolului, că mâine este prima zi de post. Intervin o sumedenie întreagă de restricții, aș putea spune, care ar putea cumva guverna această sfiiciune și această puritate a fetelor. Dar mărțișorul este chiar o expresie și băieții purtau mărțișoare și fetele le oferau au băieților mărțișoare, pentru că și ei trebuiau să fie la fel de protejați, la fel de bine văzuți în comunitate. Iar această formă simbolică de expresie prin mărțișor reprezintă de fapt nu iubirea în sensul nostru contemporan, erotismul acesta care ne invadează, ci exact puritatea unui sentiment care se afirmă printr-o privire, printr-un zâmbet, printr-un gest. Este vorba exact ca o floare care îmbobocește înainte să se deschidă, în primul rând de sfiiciune, de frumusețe încă nedezvăluită. De aceea frumusețea trebuie așteptată, nu trebuie zdrobită prin gesturi. Vorbeați de acest obicei că nu există numai la noi, există și la greci. Sigur. Acolo cum e? E la fel ca la noi? Aproape la fel, adică același fir este cu alb și roșu, doar în partea Basarabiei el are pentru părțile vechi înlocuit roșul cu negrul, semnificând ziua și noaptea, mergând cumva pe această paralelă între întuneric și lumina, dar în rest el se dăruiește deopotrivă și în Bulgaria, și în Basarabia, și în Grecia, și femeilor, și bărbaților. De obicei, cea mai înțeleaptă, cea mai bătrână din neam făcea
acest mărțișor și noi mai avem zone, partea de sud a țării, în care mărțișorul este făcut în taină de cea mai înțeleaptă femeie bătrână, fie bunică, fie mamă, pentru a-l dărui familiei, iar fetele pregăteau întotdeauna pentru cei dragi, feciori și fete deopotrivă. Era și în multe părți din această zonă, mărțișorul era și o exprimare și o concretizare a unei stări de prietenie, de legătură care putea duce în timp la o statornică și așezată bucurie. Și eu făceam pentru mama când eram la grădiniță. Eu am pomenit la părinții mei din Sudul Vin că se pune mărțișor și la casă. Evident. Acum, extinzând puțin arealul și Bulgaria au acest lucru, se pune și la poartă și la casă. Uneori, cine are livezi sau vii, apune și câte un fir de mărțișor prin copac și prin vie, pentru că el, având funcție de amuletă, de protecție, trebuie să protejeze tot ceea ce are o viață și are o capacitate de regenerare. Pentru că el, așa cum împletește lumina cu viața, se crede că va conferi, e vorba de transferul magic, de calități, oricărui purtător șansa de a se regenera. Să ne legăm, în mai e ceva în perioada asta, vorbim de babe, o să urmărim materialul care este deja pregătit, după care o să ne explicați dumneavoastră de unde vin aceste babe. Haideți să urmărim materialul. Luna martie aducea pe vremuri anul nou. Acum începe cu delicatul mărțișor, continuă cu babele însorite sau mohorâte și încheie periplul printre sărbători cu ziua femeii adusă la noi de Partidul Comunist, după ce militanta revoluționară Clara Tetzkin, un fel de Anna Pauker saxonă, a lansat propunerea acestei sărbători în cadrul Conferinței Internaționale a Femeilor Socialiste din 1910 de la Copenhaga. În fine, martie este debutul anului agrar, iar în legendele noastre, Marte, un moș hâtru și capricios, care ia peste picior celelalte luni schimbând vremea de la o zi la alta, mizează pe simbolistica luptei dintre forțele malefice și cele benefice. Este perioada în care se fac previziuni meteorologice și prorociri. Capricile vremii sunt patronate de babe, care inițial erau 12, reducându-se cu vremea la 9 babe, la fel de uricioase, osuite de semidivinități meteorologice. Dacă în vechime aceasta era perioada când se făcea calendarul muncilor câmpului și recoltării diferitelor cereale, funcția predictivă s-a extins și asupra oamenilor. Astăzi ne alegem câte o zi, iar vremea ne deschide o ușă spre ceea ce se presupune că ne va fi ferul de senectute, sau cât de bun se anunță anul în curs. Cu alte cuvinte, dacă vremea e frumoasă în ziua aleasă, atunci ai toate șansele să fii un bătrân amabil, iar anul îți va fi unul bogat. Dar desigur, ca în toate poveștile, există și reversul medaliei. Cine este de fapt Baba Dochea și ce legătură are ea cu mărțișorul? Baba Dochea, spuneam și puțin mai devreme, este practic un personaj mitic. Este timpul care a îmbătrânit. Fiindcă în vechime anul se deschidea la 1 martie, când de fapt întreaga natură se trezea la viață și multe civilizații vechi aveau cele două anotimpuri, la moartea și la învierea naturii. Acest patron al anului, ca și la anul nou, facem o serie de serbări, facem o serie întreagă de focuri rituale pentru a putea scăpa de tot ceea ce vechiul poate să aducă negativ în viața noastră, pentru că este încărcat cu tot acel arsenal de lucruri care au fost. De aceea Baba Dochea în mitologia românească întruchipează timpul care e în prag să moară, timpul care aproape că îmbătrânind fiind, nu ne mai poate asigura nouă în această renaștere forță și vitalitate. Ea se pare că este și mama celui Dragobete, a feciorului frumos, care prin intermediul lui asigură de fapt un fel de renaștere prin urmași, ca și în orice familie. Dar această Babă Dochie este întruchiparea instabilității emoționale, a deciziilor care se iau pripit de pe un moment pe celălalt, pentru a putea în felul acesta să transfere o undă de răutate. De aceea Baba Dochia este păstoriță, ea trebuie să plece în munte să-și pască acele turme, împreună cu cele 9 cojoace, se spune, și timpul păcălind-o tot ea leapă de câte un cojoc, ajungând a fi în cele din urmă, surprinsă de un gernă praznic, pare-se că numai în felul acesta putea fi pedepsită și rămâne împietrită cu oi cu tot.
Există însă și legende care spun că Dochi ar fi fost de fapt o fată foarte frumoasă, o prezență care din potrivă nu avea nimic cu bătrânețea, dar care de asemenea, nevrând să fie dată de tatăl său, de soție, celui pe care nu și-l dorea, se retrage cu turmele în munte și în această fugă a ei, nefiind foarte bine pregătită pentru iarnă, pentru vremea aceasta instabilă, ea în cele din urmă moare. Baba Dochia se aduce în comportamentul oamenilor, dacă vreți, un fel de simbol al nestatorniciei în decizie, a unui tip anume de răutate, de malițiozitate, aș numi-o, motiv pentru care se extrapolează la această dată dorința de a ști fiecare ce babă ne alege, mai ales partea feminină. Atenție însă, baba, pe cele 9 zile, cât și mitic ar fi făcut traseul cu turma sa către munte pentru a le duce la vărat, este ales acest reper temporal pentru a dezvălui fiecăruia dintre oameni, și bărbații își pot alege câte o babă, nu numai femeile, partea aceasta de noroc. Și aici ne legăm de începutul de an cu previziunile, dar și cu dorința de a ști care ți este soarta. Iar dacă vremea e frumoasă, norocul îți va zâmbi astăzi. Cei ce au avut șansa să fie născuți pe 1 sau, făcând o medie aritmetică, între 1 și 9, 10. Pe 10, vor avea parte de bine și de o carieră luminoasă. De babe, și fiecare probabil are baba lui și a ales-o. Bineînțeles, deja trebuie să-și exprime. Am tot vorbit de primăvară în general, dar să vedem acum însă concret cum va fi vremea săptămâna care urmează. Informațiile complete vin de la Elena Cordeanu. Elena, te rog. Cum să fie? Ca vremea de babe, adică foarte schimbătoare. Luna martie, în general, este foarte schimbătoare. Și exact asta constituie partea de adevăr în mitul babei Dochia. Și pot să vă explic și de ce este luna martie așa de schimbătoare în ceea ce privește vremea, dar se pare că nu mai avem vreme. O să vă spun cum va fi vremea în săptămâna viitoare. În săptămâna viitoare vremea continuă să se încălzească. Masa de aer rece despre care am vorbit la început își face bagajele și pleacă către estul țării, iată, și lasă loc alteia în culoare galben aici, să vină către noi, mai întâi în partea de sud-vest a țării, apoi ne va cuprinde treptat toată țara, în așa fel încât în primele 3 zile ale săptămânii temperaturile maxime or să crească de la o zi la alta, așa miercuri, de exemplu, maximele vor ajunge la 13-14 grade în Banat și în lunca Dunării. În continuare va fi tot cald, dar să nu uităm despre ciclonul din bazinul mediteranean despre care am vorbit și care bate din această seară la porțile de sud-vest ale țării. Acest ciclon, care de altfel se face vinovat și pentru încălzirea vremii, ne va aduce nebulozitate accentuată și ploi. În primele zile ale săptămânii, ploile vor fi pe arii restrânse și nu vor fi însemnate cantitativ, dar de joi se pare că ele se vor accentua în special în subcarpații sudici, iar către sfârșitul săptămânii, când ciclonul va trece de noi către estul țării, atunci și vremea se va mai răci, dar nu așa cum a fost la începutul acestei săptămâni, iar precipitațiile se vor extinde în toată țara. Este vorba de ploi. Numai la munte vor fi și lapovițe și nisori, și asta pe vârfurile mai înalte, nu să zicem de la 2000 de metri în sus. Deci, o vreme de primăvară ca în datele climatologice. Elena, îți mulțumim, mai bine ne opream la vremea frumoasă. Îți mulțumim, mulțumesc invitațiilor mei pentru participare la emisiune. Ne oprim aici pentru această seară, ne reîntâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, nu uitați, urmăriți vremea. Pus-o de 10 ori. Te rog!
Bine. Dacă distracția ta e să spui povești la telefon, RomTelecom Voce îți oferă apeluri nelimitate către orice rețea fixă, tarife locale către internațional și cele mai mici tarife către mobil. Când te obișnuiești cu un parfum, ajungi să nu-l mai simți. Din fericire, există noul Air Wick Melodia. Alternează cele două parfumuri la fiecare 75 de minute. Astfel, tot timpul redescoperă o sinfonie de parfumuri încântătoare. Dacă nu mă schimb și eu, mă dai afară? Vedem noi. Air Wick Melodia cu uleiuri esențiale. Descoperă două rezervele Air Wick sau compune-ți propria sinfonie de parfumuri cu rezervele individuale Air Wick. Air Wick. Ce bine e acasă! Raffaello, mai presus de cuvinte. Nou de la Veniș. Zilnic avem de-a face cu pete dificile de suc, iarbă, ulei sau ceai. Să facem cunoștință cu noul Veniș Intelligence. Ceai îndulcit? Turnăm Veniș Intelligence peste pată. Nu, se strică țesătura. Nicio grijă, noul Veniș e sigur, nu conține clor. Ca să fie mai dificil, vom folosi doar apă rece. Ba chiar adăugăm și gheață. Brr, e gata. Și iată rezultatul, pata a dispărut. Petele de iarbă greu de scos? Nici de cum. Veniș Intelligence le înlătură fără probleme, pentru că are cu 50% mai mult agent pentru îndepărtarea petelor. Adăugați-l la fiecare spălare. Veniș, ai încredere în roz. Uită de pete! Acum e simplu să-ți remodelezi trupul. Noul tratament modelator pentru corp în New Clinical. Formula inovatoare conferă fermitate pielii și reconturează formele corpului. 71% dintre femei au obținut rezultate vizibile de remodelare corporală. Corset invizibil, rezultate vizibile. Noul tratament modelator pentru corp în New Clinical, exclusiv de la Avon. Sună-ți acum reprezentantul Avon pentru noul tratament în New Clinical. Îți va spune că viitorul îți surâde. Cotidianul îți aduce miercuri 4 martie un nou roman al fascinantei scriitoare franceze Claire Castillon. După atacul direct la taburile iubirii filiale din Insecta, Castillon revine în colecția Literatura cu dedesubt Este Infernul, un roman șocant despre obsesia de a distruge și incapacitatea de a iubi, cu sprijinul Murfatlar. Murfatlar, via cultura. Miercuri 4 martie, numai împreună cu ziarul Cotidianul, prespecial ziar și carte, numai 6,9 lei. Cotidianul, pentru cititori de elită. Calcarul, cel mai mare dușman al mașinii de spălat. Trăim într-o țară cu multă apă dură. Calcarul din apă poate strica mașina de spălat. Aceasta scoate zgomote neobișnuite. Calcarul se depune pe rezistență, poate distruge părțile din plastic, în timp ce motorul poate fi distrus definitiv. Acum vom turna Calgon în apa dură. Priviți cum neutralizează calcarul. Pentru protecție totală împotriva depunerilor de calcar, folosiți Calgon la fiecare spălare. Mașina de spălat trăiește mai mult. Cardul de fidelitate Paralela 45, pentru că noi ne răsfățăm clienții. Paralela 45, s-a ieftinit luxul. În Tabu de martie, Oana Zăvoranu face dragoste cu un schelet și vorbește despre rolul său de magnet în scandaluri. Citește Tabu, cea mai curajoasă revistă de femei. A, uite aici, ți-ai face vreodată un lifting și să arăt așa? Glumești! La vârsta mea, am expertul meu în lifting. Hai, spune-mi! Nou Nivea Visaj Expert Lift. Cu acid hialuronic pentru efect de lifting imediat și Bioxilift natural pentru conturarea feței pe termen lung. Nivea Visaj Expert Lift. Perfect pentru mine. Pentru că frumusețea este pentru totdeauna. Să vă spun cum am ajuns la noul Gillette Bang. Înainte foloseam o cremă de curățat obișnuită. Trebuia să tot frec și să clătesc suprafețele. Când am testat Gillette Bang cu tere multiplă, depunerile de calcar și săpun au dispărut imediat, fără a mai freca. Dar noul meu Gillette poate face mai mult. Iată cât de repede scoate aceste pete uleioase. Sau aceste pete de machiaj de pe măsuța de toaletă din dormitor. E foarte simplu. În loc să muncesc eu, muncește Gillette Bang. Bang! Și murdăria dispare. Cel puțin de două ori pe an mergem la Bruxelles să ne întâlnim pe cele mai performante.